Cine știți deja, nouă ne place să mergem la orice festival. Dar dacă mai e vorba și despre un festival al sportului, e cu atât mai bine. Și dacă mai include și niște meciuri cu vedete internaționale de fotbal și de tenis, deja ne facem încălzirea. Și despre așa o experiență și despre un meci emoționant de retragere, au venit să ne vorbească astăzi Laurent Balint, reprezentant Sports Festival și al nostru, vicecampion olimpic la tenis. Aplauze toată lumea! Aplauze! Bravo, și triplu câștigător de Grand Slam la dublu și dublu mixt! Horia Tecău! Bine ați venit! Foarte frumos intro, mulțumesc frumos! Da, bravo, frumos. Bravo, da, bravo, șurubel, foarte bine te-ai descurcat, știu! Salut, băieți! Salut! Horia, dacă îmi permiți, o să îl las pe Laurent să returneze prima servă cu întrebări de astăzi, pentru că, nu știu, tu ne-ai cam supărat de când te-ai retras și până îmi revin din supărare o să... O să existe și consecințe, da? O să te întreb pe tine, Laurent, când ai loc evenimentul Sports Festival și ce se întâmplă acolo? În luna iunie, între 9 și 12 iunie, sportul românesc se strânge la Cluj-Napoca. Practic, dacă filmul are TIFF, dacă teatrul are FIX, sportul are Sports Festival la Cluj-Napoca, 4 zile dedicate sportului, un eveniment complex cu foarte multe lucruri care se întâmplă. Asta zic, din aceste multe lucruri, ca să ajungem și la Horia, care ne-a supărat, ce se întâmplă? Păi, noi ne place să spunem că este un festival sub zodia lui Și, nu a lui Sau. Este și tenis, este și fotbal, este și handbal, este și volei, este și curling. Sunt peste 30 de sporturi pe care oamenii le pot experimenta. Deci e un program de alfabetizare în sport. Vii la festival și treci și descoperi 30 ceva de sporturi pe care le pot practica. Sunt cele două main events, meciul de retragere al lui Horia, pe care l-ai povestit deja, l-ai menționat, meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Iarăși Mutu și o serie de mari fotbaliști, vedete internaționale, care vin la Cluj pentru acest meci. Sunt concerte, este food court, cum ziceam, e un festival în toată regula. Da. Abia aștept. Horia, hai că mi-a trecut supărarea. Da. Meciul de retragere? Da. Până acum am avut două. Am avut un meci de retragere la turneul campionilor la Torino anul trecut, un meci de retragere din echipa națională în Marbella în martie anul acesta și în sfârșit am ocazia să am un meci de retragere acasă, în fața prietenilor, a familiei și a fanilor care au fost alături de mine în toată această carieră lungă de aproape 20 de ani. Trebuie să fie foarte emoționant. Da, cu siguranță am fost emoționat, foarte emoționat la Torino și la Marbella, dar păi acum când sunt acasă când și... Când o să ai familia alături, prietenii. Da, o să am alături foști antrenori, foști parteneri, prieteni, familie, fani, va fi o scenă deschisă. Și un mare atu al festivalului este că noi putem să ne plimbăm în cadrul festivalului și să ne întâlnim cu fanii să acolo. Să strângeți da. Mâinile, să, da, da, să dați autografe. Da, și acum e chiar un moment în care fanii au ocazia să facă asta, pentru că fiind ultimul eveniment de genul acesta, mă bucur să petrec timp cu ei. Dar cât e de greu să iei această decizie? Destul de greu. Pentru mine a durat vreo 3 ani. A început cu o reducere a numărului de turnee. M-am simțit bine. A urmat pandemia, m-am simțit bine stând acasă. Deci erau semne că... Mm-hmm. Mai că îți priește, da. Că îi place Îmi plăcea tenisul în continuare și îmi place și acum, dar sunt alte lucruri care contează mai mult pentru mine. Cum ar fi? De exemplu, mi-am dat seama că mă împlinește mai mult să împărtășesc din experiența mea acum decât să o fac eu, să o trăiesc eu, să Serios? Joc eu. Da. Ca dovadă, mi-am luat și un nou proiect foarte repede, să fiu capitan la echipa de fete, echipa națională de fete. Îmi place să lucrez cu copii. Proiectele de viitor, toate sunt în zona asta și da, pentru mine e o confirmare că decizia a fost bună. Ai luat decizia cea bună la momentul potrivit. Da. Ai menționat de foști colegi care o să fie invitați. Cine o să fie pe teren la meciul tău și ce amintiri te leagă de fiecare dintre ei? Prima persoană la care mă gândesc, un idol al meu, un prieten, un fost partener de dublu, antrenor, capitan la Cupa de Andrei Pavel. Când eram copil, mă uitam la el, la activitatea lui, la performanțele lui, vreau și eu să ajung ca el. După aia l-am prins în ultimul an de carieră, am făcut echipă împreună, el m-a ajutat să urc în clasament și să intru așa pe scena de top a tenisului mondial. Și am rămas prieteni în continuare, ne sfătuim și să fie acolo cu mine în acest moment înseamnă un lucru imens.
Practic cum mă uit eu la tine, dar cu mine nu se va întâmpla nici. Invers nu va fi niciodată. Pe lângă Andrei, pe lângă Andrei, Simona va fi acolo. Am urmărit-o pe Simona de când a venit la tenis. Amândoi suntem din Constanța, am început pe aceleași terenuri. Ne-am urmărit unul pe celălalt cum evoluam și ne îndeplineam visurile pe cea mai mare scenă. Deci va fi un moment emoționant, sărbătorim acest moment împreună. Știu că se uită la mine și în acest moment și se gândește că peste câțiva ani îi vine rândul. Te pupăm, Simona! Te așteptăm aici pe canapea. Da, și foști parteneri, Robert Lindstedt, e confirmat suedezul cu care am jucat 3 ani de zile, cu care am făcut cele 3 finale de la Wimbledon. Da, și restul surprizelor vor veni pe parcurs. O să fie un meci clasic sau ați schimbat cumva regulile, ați adăugat niște surprize acolo? Cred că va fi o combinație între a faci un pic de spectacol pe teren și a povesti toată această călătoria mea, de când a început, copil fiind, cu antrenorii care m-au ajutat, cu partenerii care m-au ajutat, când am ajuns la profesioniști, nivelul la care am ajuns și cum s-a schimbat toată percepția și va fi și despre următorul moment. Horia, o să vreau să întreb câteva lucruri despre povestea ta, acum dacă tu te-am prins și eu am o grămadă de curiozități, dar aș vrea să mă întorc un pic la Loran, să te întreb când exact pe zile se întâmplă marile evenimente din cadrul festivalului. Păi, festivalul este de joi până duminică. Da. Aș zice că un prim mare eveniment înainte de meciul lui Horia este un masterclass cu Patrick Muratoglu. Wow. Este notația anunțată ieri, făcută public ieri. Vine marele antrenor Patrick Muratoglu și... Antrenor Serenei, nu? 10 ani antrenorul Serenei, acum antrenorul Simonei Halep și care va fi la Cluj și care va ține un masterclass. Oamenii pot să vină la masterclass, pot să-l asculte, pot să învețe de la el. Patrick e un om fantastic, el se descrie ca fiind în primul și în primul rând un om care scoate maxim din oamenii din jurul lui, din întâmplare în tenis, dar în prima și prima lui. În general. Focus este asta. Sâmbătă sunt evenimentele din festival, avem meciul României cu Finlanda proiectat pe un ecran gigant. Duminică sunt Sports Talk în parc, sunt 12 speakers din lumea sportului care vor interacționa cu oamenii, vor răspunde la întrebări, vor avea speakers. Iar seara va fi meciul de retragere al lui Adrian Mutu, care va avea invitați la nivelul Del Piero, Sebastian Frey. Nebunie. Exact, va fi o nebunie. Toate cele 4 zile vor fi pline de activități, oamenii pot să vină, sunt cursuri de prim ajutor, sunt cursuri în care să înveți cum să cazi. Vin oameni de la karate și care te învață să cazi. O abilitate foarte importantă și când mergi cu bicicleta, și când mergi cu motocicleta, și când mergi pe stradă, să știi să cazi. Deci, abia aștept. E că o să fie un program foarte full acolo. Horia, întrebarea clasică. Dintre grandii momentului de la tenis la simplu, cred că ai primit întrebarea asta de 1.000.000 de ori. Dar mai alternez răspunsul. De ia să vedem, Nadal, Federer sau Djokovic? Federer rămâne modelul și de atitudine pe teren și în afara lui, dar el cumva a setat un standard înalt al jucătorului de tenis și pentru ceilalți. Deci inclusiv Nadal și Djokovic spun tot Federer. Au copiat un pic din stilul lui voi Roger. Voi ăștia mari, așa, mâncați ce vreți? În general sau? Da, asta vreau să te întreb, pentru că am citit în cartea lui Sampras la un moment dat. Eu de-aia nu m-am apucat de tenis, că știi? Mâncat, că da. Țin. Deci Sampras zicea la un moment dat că a mâncat parcă o pizza uleioasă sau înainte unui meci și a fost rău tot meciul. Povestește după aceea. Tu așa aveai obiceiurile astea să te abții? Am fost destul de echilibrat cu dieta. Am mâncat ce mi-am dorit, dar în cantități potrivite. Și știam tot timpul ce să nu mănânc înaintea antrenamentelor sau a meciurilor. Adică nu puteam să mănânc un burger și să mă duc să joc un meci sau altceva. Deci aveam grijă în sensul ăsta, dar nu am vrut să fiu niciun strict din ăla, să urmăresc toate caloriile și alimentele pe care le mănânc. Și m-am simțit bine, m-am bucurat și de tenis și de partea. Acum mai ții cont sau de acum frâu liber? Nu, acum am să vezi acum cum se face. Avem food court la sport. E bine. Da, asta. Nu, am păstrat echilibru. Ai păstrat un pic disciplina. Uh-huh. Eu vreau să știu un lucru. Tu ești printre puținii oameni din lumea asta care au avut... Pentru că e bine să vorbim despre victoriile noastre, dar mie mi se pare că e bine să vorbim și despre înfrângeri. Tu ești printre puținii oameni care le țin minte cel mai mult. Au pierdut 3 finale la Wimbledon consecutiv.
cum, da, cum te ridici după un moment ca asta? Mă, e totuși o finală la Wimbledon, deci, cu toată dezamăgirea momentului de a nu lua titlul, ne bucuram că am ajuns până acolo. Deci era un parcurs și erau luni întregi de muncă pentru a ajunge în acea finală. Deci ne bucuram. După a treia finală pierdută la rând, începusem să un pic să nu mai credem în noi, să zicem că putem să ajungem până în punctul ăla final, dar nu avem ce ne trebuie să câștigăm, nu avem încrederea aia de final. Și la aia am lucrat foarte mult în următorii ani. Și după un timp, lecția s-a învățat și am reușit să formăm echipa aia care are încredere până la capăt. Și au și câștigat. Eu știu că în performanță este foarte important, pe lângă pregătirea fizică, pregătirea mentală. Și există oameni care se ocupă de asta. Și eram foarte curioasă, tu, de exemplu, la ce reacționezi? Că sunt oameni care reacționează la lucruri diferite, la stimuli diferiți. La bravo ești cel mai bun poți sau ești praf? Nu. Deci trebuie să te mai antrenezi, ești pilaf, nu mai merge treaba. Da, fiecare funcționează diferit. În funcție de personalitatea jucătorului, unii antrenori știu să-l motiveze chiar cu provocările astea. De a-i spune că e greu și ăla-i bun. E bun, nu știu dacă reușești cu el. Și dacă personalitatea ta e de competiție. Asta zic, tu la ce reacționezi? Eu am reacționat bine și la critică, dar și după și la încurajări. Și la încurajări. La critică, ca să mă motivez să depun efortul, să mă duc să-mi fac treaba, și după aia la încurajare și la susținere, ca să am încrederea aia de care aveam nevoie să câștig o finală de Grand Slam. Eu sunt curios dacă o să duci mai departe coaching-ul ăsta mental și către elevii tăi, pentru că astăzi aș vrea să mă înveți pe mine să-mi perfecționez serva, dacă ai un pic de timp. Nu mult. Câți ani avem? avem două minute aici, da, dacă vrei. Perfect. Te invit, mă ajuți? Nu, da. Tu chiar ai și luat câte lecții de tenis. Eu am 7 lecții de tenis cu domnul Liviu de la Sibiu, pe care îl salut. Cu domnul Liviu? Și care i-ai mulțumesc. Aș vrea să mă și schimb pentru acest moment, că mi-a dat un tricou special. Super. Da? Da? Unde? Stai așa să arunc. Mulțumesc, Laurent. Ia, așa. Eliberați zona acolo, în față. Bogdan, închide ușile, nu știu, fă ceva acolo. Să nu sparge aici, șurubel, stai. Îți arăt. Da, arată-mi cu așa. Bun. Bun, tu stai acolo și apără ușile, Bogdan. Știi care e cea tenis mai... cu portar, n-ați mai văzut așa ceva. Cea mai simplă și importantă lecție la tenis? Nu. Mingea cunoaște doar fața rachetei. Deci nu contează ce faci cu racheta, în momentul lovirii trebuie să fie... să ai planul drept pe minge. Ok. Da. Bun. Deci facem un test. Da. Uite-te la mine, mai întâi. Da. Simplu. Păi asta pun și eu. Asta pot să ridic. Ok, asta a fost nivelul 1. Hai, next. Nu pot să cred că fac asta, mi-e tremură mâinile. Ok. Hai. Trecem la nivelul următor. Un pic de balans, mingea sus. Acum deja avem serve de 100 la oră, nici chiar nu pot să-l prind. Bravo! Asta o fix în televizor, deci... Hai, servește cu aia, șurub. Cornelitos, nu te prosti, nu mai strica momentul. Așa, mulțumesc. Mai facem una? Încă una. Ultimul nivel? Da. Hai, cine lovește? Eu stau la primire, cum se face Horia? Mă balansez așa. Nu, nu se face. Mamă! Deci ar trebui să o ridic în dreptul meu, nu? Da. Mingea să încă... În dreptul umărului stâng. În dreptul umărului stâng și lovesc așa. Da. Doamne, cât de tare poți. Bravo! Bravo, măi, șurubel! Mulțumesc! A fost o super onoare și abia aștept să vin să te văd la Cluj. Horia, Laurent, vă mulțumim foarte tare!